Aceste măști. Sunt măștile populare tradiționale din zona Maramureșului, o parte din măștile noastre din Maramureș. Cu toate că nu este sezonul măștilor, consider că este o creație populară, ține de arta populară maramureșană. Sunt de bucurie, de tristețe? Cum sunt ele? Păi sunt de cum le luați, adică bucurie, tristețe nu au... Semnificația lor este cu totul alta. Bine că ele exprimă o bucurie, o tristețe, dar mai la măștile mele sunt cam toate vesele. După model, de fapt. Cum le faceți? Cât vă ia o mască și aveți inspirație sau faceți așa când nu aveți ce face altceva? Și vorba de inspirație, când în jurul nostru este, avem inspirație de nu-i adevărat, avem tot felul de măști. Și așa că nu e greu, mă uit și eu în dreapta, în stânga, de multe ori mă uit la mine, în home TV, gata, model. La televizor, la politicieni, nu vă inspiră să faceți niște măști? Ba da, doamne. Aproape tot ce-mi inspiră câte o mască. Și sub masca fiecărui politician se ascunde câte un om deosebit. Dintr-un anumit punct de vedere. În rest, prefer să mă abțin. Cum e în Maramureș viața acum? Reușiți să trăiți din vânzarea măștilor? Frumos, doamne, ce să vă spunem? Dacă veniți în Maramureș, să știți că la noi este lapte și miere. Tătă-i frumos. Ei, și nu, domnule, nici nu mă pot exprima în cuvinte, pentru că eu nu pot să vorbesc. Eu grăiesc ca la noi, la noi e frumos. Dacă ar veni toți bucureștienii la noi, să știți că lăcustile sunt nici pe lângă ce s-ar întâmpla după aceea. În afară de măști, mai faceți și sculpturile astea în lemn, domnule, sau nu? Sincer să vă spun, bine, eu mai lucrez și alte lucruri. Atâta lume mă întreabă cum ai întrebat și mie, dar domnul Șușca, ce mai faci, domnul? Și zic, vrei să spun sincer, atâta lumea face câte ceva, numai eu fac pe drag. Frumos. Adică nu, unii le spun, vedeți că acum după vremea de criză, măștile mele, niciuna nu mai au corne. Nu. Că astea sunt măștile de moș. În vremuri bune, măștile mele avea corne și restul, dacă tot m-ați întrebat de... tagma politicului, toată lumea se chemea când vine unul cu corne. Dar acum, dacă sunt fără corne, nu se mai cheme nimeni. Veniți în Maramureș, că să știți, e lapte și miere.